Hei, hey, prieteni, salutări! Warbringer aici cu un nou match de Company of Heroes. Astăzi vă aduc o confruntare pe SMO între Contador și Fast Five Fan, care de fapt nu este nimeni altul decât Ra11, un jucător de Company of Heroes care în momentul apariției StarCraft 2 a trecut la acel joc, însă cum să spun, în momentul în care joci Company of Heroes pentru 6 ani, mă scuzați, după care treci la StarCraft 2, ești un pic addicted pentru că ai acea chestie de adunat resurse, construit clădiri pe toată harta, însă în momentul în care începi să ai un blob de unități și trebuie să le controlezi, acolo lucrurile se schimbă, pentru că în Company of Heroes, să recunoaștem, nu poți să ai pe câmpul de bătălie un număr uriaș de unități și doar câteva automat micro este mai ușor de făcut, pe când la StarCraft 2 lucrurile stau cu totul și cu totul altcumva. Recunosc că am jucat și eu și încă joc StarCraft 2, însă nu sunt foarte, foarte încântat de joc. Să ne întoarcem la meciul nostru de Company of Heroes. Din ce am citit despre acest replay, lumea spune că este epic. Sunt și niște indivizi pe Game Replays care spun că Wehrmacht-ul este OP în acest moment. Alții spun că domnul Contador nu a știut să joace cum trebuie. Vom vedea ce se va întâmpla cu exactitate în acest match. Vedem un pic de chat, vedem Volk și care capturează acest punct de muniție din mijlocul hărții. Sunt curios dacă această biserică va fi distrusă în cadrul confruntării. De obicei, când biserica este distrusă, aia înseamnă că este un match foarte, foarte bun. Îmi place că Ra își protejează această benzină cu sârmă ghimpată, pentru că de cele mai multe ori nu vor veni niște engineer să captureze, ci niște rifleman și, după cum bine știți, aceia nu poate să treacă de această sârmă ghimpată, nu au posibilitatea să taie sârmă ghimpată ca și engineers. Niște rifleman pe flancul drept al hărții, capturând benzina și până acum nicio confruntare. Se pare că vom vedea primele focuri trase exact. Au un squad de rifleman care încearcă să-i împingă înapoi și reușesc să facă asta. Acești Volk și trebuie să se retragă. Însă să vedem cine va câștiga această înfruntare. De obicei niște Volk Grenadier sunt heavy cover, vor câștiga lejer contra unor rifleman. Vedem că lupta va fi destul de aproape, însă acest MG42 va obliga squadul de rifleman să se retragă. Și vedem un squad de engineers și un squad de rifleman. Contador știe ce trebuie să facă. Și în acest moment Ra se simte un pic enervat de faptul că s-a chinuit să tragă acest zid de sârmă ghimpată, iar acești engineers, fără prea multă dificultate, îl vor tăia imediat și este doar un squad de pioneers care apără. Vedem și chat-ul. Între timp, Rase se avântă destul de prost aici în teritoriul inamic cu acest squad de Volk, însă avem MG-ul care acoperă zona. Totuși, Volk și aceștia ar trebui trimiși acasă și readuși la numărul optim de unități. Un alt MG acoperă zona aceasta și jucătorul de Wehrmacht face exact ceea ce trebuie să facă, încearcă să-și securizeze niște teritoriu. Acești engineers probabil vor pleca în momentul în care benzina de 10 banu. Contador alege să-i retragă acum, nu vrea să ia pierde din partea acestor Volk, însă a făcut damage-ul necesar, a obligat o unitate ofensivă să vină și să apere punctul de benzină, iar acești engineers vor campa undeva pe aici, zic eu, și în momentul în care acești Volks vor pleca, vor putea să se întoarcă. Vedem un plasament de mine din partea jucătorului german foarte, foarte bun, pentru că la început nu prea ai cu ce unitate să spargi acest zid din lemn. Și deocamdată nimic interesant, MG-ul se retrage frumos și se bagă în această biserică, să vedem cum va trata această mișcare tactică
Contador, vedem un flanc foarte frumos din două părți, probabil că va băga la sacrificiu acești, da, exact asta și se întâmplă, MG-ul deschide foc asupra lor, iar în momentul în care acești riflemen vor fi focusați, aceștia vor intra în acțiune și vor încerca să distrugă acest MG. Vedem deja că un membru al echipajului a și căzut, însă Vol și sunt și ei la datorie, încearcă să-i împingă pe acești riflemen. O, frumos, și acest Flame Engineer se este obligat să se retragă și pușul lui Contador va fi respins. Pe această parte vedem niște engineers, pioneers, pardon, care nu reușesc să facă mare lucru, sunt împiși înapoi acest squad de riflemen. În continuare Contador rămâne aici și cred că se ambiționează să scoată acest MG și dacă Ranul reacționează și foarte frumos salvează ultimul membru al acelui echipaj de mitralieră grea. Vedem baruri pentru Ra și un bunker poziționat foarte, foarte bine în spatele acestei biserici, mai mult ca sigur că se va fi transformat într-un medic bunker, însă Ra nu are muniția necesară. Iar acești Volks vor începe încet, deși sunt în heavy cover, să fie împinși înapoi, dar cu acest MG venit la backup vor fi în ordine. Oh, da, ce frumos, avem acei riflemen din partea aceasta, se întorc și vor reuși să nulifice avantajul dat de acest MG. Să vedem ce se va întâmpla și dacă Ra va fi împins de pe hartă. În locul lui aș cam alege să plec. Acești Volks sunt, eu zic că vor pica, da, au și picat. Și lucrurile nu arată bine deloc pentru jucătorul german. Această bătălie ar cam trebui să iasă în avantajul americanului. Vedem și că membrii echipajului MG42 sunt pe ducă, au și murit, însă Volks care s-au retras în această casă vor putea să preia mitraliera și să continue lupta. Din start vedem doctrină defensivă pentru jucătorul german, iar Contador nu va lăsa acest bunker în viață. Avem doi engineers cu flames care probabil s-au hotărât că e timpul să fumeze o țigară și nu încep să tragă asupra acestui bunker. Iar treaba asta, acel delay, va salva bunkerul. MG-ul trimis la reinforțat s-a întors și bunkerul mai apuc o zi. Acești riflemen sunt foarte, foarte răniți, vor trebui să se retragă. Și, foarte frumos, nu am fost pe fază. Ra deja este la tier 3 și vom vedea pume pe teren. Medic bunkerul începe să-și facă treaba. Acești riflemen au cucerit punctul de victorie, după care se retrag. Să vedem dacă o face și aceștia, pentru că MG-ul este aproape și va începe să deschidă focul din secundă în secundă. Da. Contador se retrage. Dar nu avem prea mult combustibil pentru jucătorul german, așa că puma va fi întârziată. După cum spuneam și în alte casuri de Company of Heroes, v-am rugat să ne trimiteți un pic de feedback la ce ați văzut pe Vidcast Network. Astăzi se va fi urcat și site-ul oficial pentru Company of Heroes și acolo vă invităm să ne lăsați comentarii, să discutăm strategii și așa mai departe. Cu această ocazie, cât mai este liniște pe câmpul de bătălie, vă invit invitația să deveniți membrii a echipei Company of Heroes Vidcast Network România. Ce ar trebui voi să faceți este să scrieți articole, mai ales la strategiile de Wehrmacht, americani, britanici, Panzer Elite. Dacă sunteți pasionați de acest joc, vă invităm să deveniți colegi de-ai noștri. Înapoi la meci vedem că cele două MG-uri au închis foarte bine zona din centru și Contador este obligat să-și bage acești riflemen în casă și să se retragă, pentru că prea mare lucru cu ce are acum nu prea poate să facă. Mi-ar place să văd niște grenăzi aruncate prin clădirile astea și cu permisiunea voastră o să trec la viziunea lui Contador. Deocamdată nu și-a ales doctrina și lucrurile nu par deloc bune pentru el, mai ales cu acest lockdown din partea germanului.
Vedem că și-a ținut puncte critice pe hartă. Munițiile, cele două muniții, mai ales aceasta de 16 și benzina, îl vor ajuta enorm pe german. Și sunt curios să văd ce doctrină își va alege Contador. Acești Wolves vor trebui să se retragă, însă Rase încăpățânează, vrea să cucerească acest punct. Într-un final face ceea ce trebuia să facă de mult și să se retragă. Însă este și o tactică să-ți... cum să spun... semi-sinucizi Wolf, și pentru că îi lași până mai sunt doi un membru și vei pune la muncă acest Medic Bunker, scoțând din el Grenadiers, o unitate net superioară Wolfilor. Punctul este recucerit de către germani și avem prima pumă pe teren, care se îndreaptă la acest punct de muniție. Vedem că Contador încearcă din răzputeri să facă ceva, însă sunt prea multe MG-uri aici și neamțul a reușit să-și facă lockdown-ul pentru centrul hărții și vedem că începe să pușe împotriva americanului, însă acești riflemen vor putea să reziste destul de mult în această casă, deși avem un MG și un squad de Wolf. Repet, clădirile care sunt din piatră, din cărămid, oferă un... cum să zic, un cover sau un refugiu mult, mult mai bun decât clădirile din lemn, asta în caz că nu știați. Dacă aveți unități în clădiri de lemn, ne vor pica foarte, foarte repede. Și avem un tank depot din partea lui Contador, vom vedea niște M10-uri care vor contracara această pumă. Și în cele din urmă, Rifleman ies din casă. Germanul își poziționează MG-ul și squadul de Wolf și acolo și reușește să-l împingă pe Contador. Însă vedem niște Flame Engineers. Puma începe să-și facă treaba. Un squad de Pioneers este mort, însă nicio problemă. Bunkerul de medici îl va aduce și îl va transforma în Grenadiers. Iar cam aproape acea pumă. Norocul germanului este că jucătorul american nu are sticky bombs cercetate, altcumva această pumă ar fi suferit heavy damage. Și până când nu va apărea acel M10 pe câmpul de bătălie, germanul va putea să-și facă damage-ul necesar. Și vedem primul M10. Gata construit, să vedem cum îl va folosi Contador și dacă va reuși să distrugă această pumă. Vedem mine din partea germanului foarte bine poziționat aici și cred că va încerca să-l ademenească pe Contador în acel câmp de mine. Și vedem primul pack. Este foarte, foarte bine în momentul când construiți tier 3 și aveți pume pe teren. Un răspuns normal din partea unui jucător american este să-și aducă acele M10-uri. Și rangerii sunt buni, însă cu un micro foarte bun al pumelor veți putea să caituiți la nesfârșit acele squadruri de rangeri. Și atunci cel mai bun răspuns, cel mai bun hard counter este M10-le. Și de aceea aveți nevoie de acest pack. Pentru că în afară de Volk și pumă și două MG-uri, germanul nu are altă unitate care să poată să contracareze acest tank. Și foarte, foarte mult manpower consumat cu acești riflemen. Însă uitați ce frumos își face heal-ul la ei. Ăsta este avantajul unui jucător aliat. La britanii își costă muniție, însă să fim serioși, nu este un cost extraordinar pentru a-ți lui trupele. Deocamdată liniște în mijlocul hărții și vedem un push foarte, foarte mare din partea lui Contador. Se pare că va încerca să ia harta pe flancul stâng, pe aici. Și M10-le începe să-și facă treaba, cred că dorește să vâneze acea pumă. Avem două squaduri de rifles aici și se va întâlni la timpul potrivit cu puma. Dar să nu uităm de acest pack poziționat foarte, foarte bine lângă aceste mine. Și să vedem ce se va întâmpla. O lovitură foarte bună din partea M10-ului. Și sticky bombs-urile au fost cercetate, însă pack-ul începe să-și facă treaba.
iar Contador este obligat să se retragă și acest avantaj de blindat este nulificat pe moment. Încă nu și-a ales doctrina. Foarte, foarte interesant. Vedem niște Volci care încearcă să și reușesc să decapeze punctul de benzină, însă două squaduri de Rifleman. Destul de ciudată situație. Și nu-mi place că americanul nu pune presiunea, sau cel puțin a încercat, dar nu i-a reușit să pună acea presiune de început asupra germanului. A fost faza de aici, să nu uităm, însă Ra a reușit să țină. Și drept urmare, americanul i-a permis să-și fortifice centrul hărții. Primul abri de vet se duce pe support units. O alegere interesantă, ce să spun, nu sunt prea multe, în afară de CS2 MG-uri. Și încă un bunker aici. Puma continuă să-și facă treaba. Încă un pack din partea lui Ra. Nu știu ce va putea să facă Contador cu doar un M10. Probabil că se așteaptă resurse pentru a aduce și un Sherman pe câmpul de bătălie. Vedem dacă asta va fi situația. Iar acești Rifleman încearcă disperat să arunce niște sticky bombs pe această pumă, însă nicio șansă. Nici Ra nu este de ieri de azi. Pentru cei care ați început să jucați Company of Heroes recent, sunt mulți, mulți jucători foarte, foarte buni și foarte experimentați care au început să joace din momentul în care a fost lansat jocul din 2006. Unul dintre ei este Razer, care eu, când m-am apucat să joc acest joc și am citit posturile lui și niște ghiduri de strategie, m-a ajutat să cresc foarte, foarte mult. Promit că vă aduc un match și cu Razer și să vedem această confruntare de aici, pentru că altceva nu se întâmplă pe hartă. Acești rifles vor fi respinși și mi-a plăcut faptul că înainte să intre în bătălie, domnul Rush a dat acel medikit pentru Volch. Și vedem că Contador a ales Armor Company. Deci vom vedea Calliopes sau acel Pershing, sau poate amândouă, depinde cât de mult va dura acest match. Voi trece la viziunea germanului, normal cu permisiunea voastră, pentru că aș dori să văd exact ce se întâmplă și în tabăra lui. Și doar o pumă pe teren, foarte interesant, mă așteptam să fie un spam de pume. Și americanul, da, intră aici în acest killing zone, cum se spune, nu are prea mari șanse să facă damage. Dar nici germanul nu se grăbește, e normal, dorește să ajungă la cer tier 4 și atunci poate să fie sigur că va face damage necesar. Vedem aici un push de rifles și în același timp acești Volks încercând cu disperare să se retragă. Însă nu sunt șanse de a-l scoate pe German din acest punct. Doar dacă Contador și-ar fi ales un Infantry Company, ar fi fost mult, mult mai bine decât acel armor, pentru că, din câte se pare, Raya cam ghicit intențiile și vedem deja două pacuri, o chestie, nu știu, anormală, spune eu. Singura dată când mi-am scos vreo, nu știu, cred că am avut vreo 7 pacuri când am jucat cu un britanic și spama Kangaroos. Avem deja level 2 pe trupele de suport. Avem și un bunker. Avem un tank cu un Sherman. Nicio șansă să intre aici, nicio șansă. Uitați ce fac aceste pacuri. Și o investiție extrem de mare pentru Contador. Reușește să-l... Aoleu, nu vreau să mă uit ce se întâmplă aici. Acest M10 va fi distrus. Nicio șansă să scape, însă este... Uitați cum repară acești Pioneers de level 2. Frumos usage al... am uitat cum îi spune. Ideea e că îți aduce vehiculul înapoi dacă este distrus, în timp ce această abilitate este activă. Și cred că asta urmărește și Contador să sacrifice acest tank pentru a-l primi iarăși. Însă cred că Ra a pus pe hold fire pacurile și acest tank va fi sacrificat fără să fie returnat jucătorului american. Vedem că a reușit să scape cu el. Nu este nicio mină aici, nici vorbă.
pierderi foarte mari de partea lui Contador. Nu știu dacă va reuși să revină în acest meci, sincer.